În acest weekend, în municipiul Câmpina, se desfășoară a 13-a ediție a Târgului de Miere. La acesta participă apicultori din toată țara, dar și din străinătate. Deschiderea a avut loc astăzi la Casa Tineretului, în prezența mai multor oficialități. Stimați invitați, stimați vizitatori și expozanți, îmi revine plăcuta sarcină să vă spun bun venit la cea de-a 13-a ediție a Târgului Mierii, Câmpina 2018. Iată că orașul nostru nu se mândrește numai cu prima școală de maestri sudori, maestri petroliști din Europa, cu cea mai mare și mai modernă rafinărie din Europa la începutul secolului trecut. Dar ne putem mândri și cu peste 500 de ani de atestare a acestui meșteșug pe aceste plaiuri. Este un târg vestit, mulți apicultori vin la acest târg, mulți câmpineni, dar și cetățeni din alte localități vin aici pentru a cumpăra miere, pentru a cumpăra produse apicole. Spre rușinea mea, sunt la prima participare, am înțeles că e a 13-a ediție. Vreau să felicit tot participanții și toți președinții de asociații, toți producătorii de miere de alpine. Eu am crescut cu mierea de albine, mă trag din familie de apicultori. Bunicul meu avea 400 de familie de albine, cea mai mare, să zic așa, populație de albine din județul Galați, după care a preluat și taică-mi. Atunci când eram copil, mă obișnuise să merg cu bicicleta, să pun apă la albine și plecam de la coreandru, floarea soarelui, salcăm, ulei și după care stăteam tot timpul și mâncam ceară. Nu ne-a lipsit din casă mierea și niciodată n-am văzut zahărul. Apicultori pentru vizitatori, miere, faguri, propolis, dar și utilaje specifice celor care se dedică aceste meserii. Mierea este un produs și medicament alimentar, fapt pentru care merită să fie prețuit la justa valoare, deoarece conține tot ce este necesar organismului uman pentru sănătatea omului. 10 sortimente de miere, de la salcâmtei polifloră până la miere de pom fructifer sau mentă și flori de baltă, sirop de cătine cu miere, sirop de mugură de prat cu miere, lumânări din ceară naturală. Târgul Mierii își va închide porțile duminică în cursul după amiezii.